pe care mi le-a inspirat fratele nostru, Ioan Chiș. De una zi am trecut să-l văd, pentru că ne leagă o prietenie de aproape 30 de ani și care se vede că în dimensiunea lui Dumnezeu n-are nici început, nici sfârșit. În felul acesta noi trebuie să înțelegem veșnicia lui Dumnezeu. Chiar dacă noi avem un început, pentru că există o dată a nașterii, însă nu există un capăt. Acesta nu este finalul. Acesta, sau moartea, înseamnă doar trecerea din această existență pământească în dimensiunea necuprinsă a lui Dumnezeu. Ziceam, fără de început și fără de sfârșit, pentru că o prietenie adevărată, în general, sau iubirea, dacă vreți, așa este. Ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan că Dumnezeu este iubire. Și cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru El. Și atunci, dacă este așa, cum ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Dumnezeu cel fără de început și fără de sfârșit, ne transmite aceste calități. Și nouă oamenilor. De aceea, sunt oameni pe care îi întâlnim pentru prima dată în viața noastră și le spunem, parcă te cunosc dintotdeauna. Vedeți? Avem această intuiție în lumea în care trăim noi astăzi. Dumnezeu este fără de început și fără de sfârșit și dorește și noi oamenii să fim asemenea Lui. Pentru că, dintr-un început, noi am fost creați chip și asemănare al lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu îl avem încă de la nașterea noastră, iar asemănarea înseamnă o continuă devenire scopul vieții noastre, să devenim asemenea Lui. L-am ascultat câteva clipe și l-am întrebat dacă îl doare. Și mi-a răspuns că îl doare. Și că îl doare foarte tare. Și mi-a arătat pe trupul lui neputincios locurile unde îl doare foarte tare. Dar mă gândesc eu așa în sinea mea și cred că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu. Nu știu dacă îl durea trupul atât de mult cât îl durea sufletul. Cât îl durea inima. Și mi-am dat seama că mai mult decât trupul îl durea sufletul. Și aici al doilea gând, tot din cuvintele Dumnealui. L-am întrebat dacă îi pare rău de ceva. Și mi-a răspuns, Părinte, îmi pare rău că am muncit așa de mult. Și i-am răspuns, pentru că i-am știut munca și am beneficiat și eu însumi de ea. Pe vremea când eram starețul mănăstirii de la Sopor, acum 28 de ani în urmă. Da, nene Ianuș, dar n-ai muncit degeaba. Ai muncit și cele pe care le-ai muncit au rămas în urma dumitale și ele se văd și oamenii se bucură de munca mâinilor tale. Însă și durerea și regretul erau deja lucruri pe care el le trăise pe deplin și nu cred că își mai durea niciunul, nici altul. Pentru că suferința, în general, dragii mei, ne copleșește pe noi. Atunci când doare, doare cu adevărat. Dar să știți, și cred că aveți această experiență, mai mult decât trupul, încă o dată, mă repet, doare sufletul. Noi zicem, ne doare inima. Cred că aici a fost mai mult decât suferința trupului, a fost suferința sufletului, a inimii. Copiii îndepărtări și nepoții, singurătatea, neputința de a mai face ceea ce a făcut
cât a trăit pe pământ. Toate acestea s-au adunat undeva și ele, în cele din urmă, au răbufnit și au dus la boala trupului, dar care noi trebuie să o socotim, așa cum ne învață Sfinții Părinți, ca o absorbire, ca un canon, ca o ispășire de păcatele pe care le-am săvârșit pe pământ. O asemenea boală, să știți, și am această experiență din familie și nu doar, o asemenea boală este, până la urma urmei, un dar al lui Dumnezeu. Nu este o pedeapsă. Este un dar al lui Dumnezeu prin care noi ne curățăm pe din lăuntru, ne curățăm sufletul, astfel încât să fim apți, vrednici pentru împărăția lui Dumnezeu. În ceea ce privește munca, trebuie să mergem în această lume, ca și cum n-am murit niciodată. Pentru că așa ne-a fost nouă sortit, mai ales după căderea lui Adam în păcatul neascultării. Dar trebuie să avem această conștiință că tot ceea ce dobândim în această lume, mai devreme sau mai târziu, le lăsăm în urma noastră și plecăm, precum am venit și precum îl vedem fratele nostru Ioan cu mâinile goale din această lume. Dar m-am uitat atent. Mâinile lui sunt goale, însă sunt bătătorite de muncă. Și cred că aceste palme care vor îmbrățișa pe Dumnezeu în eternitatea Lui, vor fi mărturia pe care El o duce din această lume în împărăția lui Dumnezeu. Munca Lui de o viață, de care zicea El că o regretă, va fi cea care va da mărturie înaintea lui Dumnezeu, pentru că viața Lui nu s-a irosit. A muncit. A muncit foarte mult. Dumneavoastră știți mai bine decât mine acest lucru. Dar pe lângă muncă, a lăsat în urmă o familie frumoasă. 3 copii care înseamnă mult pentru comunitatea noastră, pentru societatea noastră, pentru biserica noastră creștină. 3 copii care au respect pentru om, au respect pentru familie, au respect și dragoste față de Dumnezeu. 3 copii care și-au iubit părintele și care, cu siguranță, vor continua să iubească mai mult, demonstrându-i fratelui nostru Ioan că se poate răscumpăra iubirea neîmpărtășită prin împărtășirea iubirii față de mama lor, față de soția fratelui nostru, Ioan. Trebuie să vă spun și acest lucru. Acum câteva zile, când am venit să-l văd, m-a impresionat tare mult soția lui. Un om atât de cuminte, de atent, de grijuliu, cum nu prea se găsește. În suferință ne pierde răbdarea. Și o pierde și cel care este în cauză, dar și cel care se străduiește să-l îngrijească pe cel bolnav. N-am văzut acest lucru. Nu și-a pierdut răbdarea soția dumnealui. Dimpotrivă, a fost cea care l-a îngrijit până în ultima clipă. Și cum puțin să-și îngrijesc soții. Ori această doamnă, această soție, această femeie, această mamă și bunică, a reușit să facă mai mult decât oricine pentru fratele nostru Ioan, pe care noi cu toții îl prețuim și se vede prezența dumneavoastră în această seară și cu siguranță că această prezență va fi mult mai numeroasă în mine când va fi slujba mormântării și când noi nu vom putea fi la slujba petrecerii din această lume. Mă bucur de prezența Părintelui dumneavoastră duhovnicesc, care este apropiat cu siguranță familiei și comunității și care are o legătură foarte bună cu biserica noastră, cu Părintele nostru,
care și el de asemenea se îngrijește turma încredințată lui. Această simbioză dintre român și maghiar, care există în Berkeș și pe care o cunosc de foarte mulți ani, înseamnă foarte mult. Și vedeți dumneavoastră că Dumnezeu este Cel ce ne unește, suferința cu atât mai mult, pentru că nu putem să nu vibrăm, simțim, să împărtășim iubire, mai ales acelora care au atâta nevoie de ea. Multe ar fi cuvintele de spus, mă opresc aici. Dacă au trecut 28 de ani, cred eu că de astăzi începe veșnicia pentru El, dar dacă El a plecat în eternitate, noi trebuie să avem și această conștiință. Cu fiecare om, mai ales cei apropiați, rudenia noastră care au plecat în veșnicia lui Dumnezeu, aparținem Cerului, mai mult decât Pământul. De acum înainte să vă dați seama, atât soția, cât și copiii, cât și nepoții, dar și noi, unul fiecare, că noi nu aparținem acestui Pământ. Aparținem veșniciei lui Dumnezeu, lui Dumnezeu însuși. Așadar, iată că de astăzi înainte aveți un prieten în Cerul lui Dumnezeu, care poate face mai mult decât a făcut, cât a trăit pe Pământ. Pentru că acolo, așa cum spuneam la începutul cuvântului meu, dobândește calitățile lui Dumnezeu. Un om mântuit, spune Sfântul Sofronie Saharov, dobândește calitățile lui Dumnezeu. De cum spuneam, fără de începutul și fără de sfârșitul. Mie îmi pare rău de el și mă doare sufletul. Dar, în aceeași măsură, mă bucur duhovnicește că a plecat din această lume cu multă demnitate, a plecat pregătit din punct de vedere duhovnicesc și că a lăsat în urma lui multă lumină. Iar lumina, încă o dată, sunt soția, copiii și nepoții dumnealui. Dumnezeu să-L ierte, Dumnezeu să-L ierte. Deci, să fie lumina.